Juriul din acest an este alcătuit din cinci membri. Aceștia spun că nu se lasă influențați de tema filmului în luarea unei decizii, iar în momentul deliberării sunt atenți atât la modul în care este conceput filmul din punct de vedere tehnic, cât și la povestea în sine. Chiar și dacă filmele au aceeași temă și încerci să le pui cumva la oaltă, ele mereu sunt diferite. Trofeul Transilvania pentru cel mai bun film al festivalului va fi înmânat sâmbătă. În competiție sunt înscrise 12 filme.